Wesley regretă că n-a ajuns la FCSB, CFR sau Rapid, dar îl poate trimite la granzii României pe primul brazilian descoperit de el. Dacă nu se lipea fotbalul de el, Wesley ar fi muncit și acum pe șantier. Brazilianul pe care Porumboiul l-a vândut cu 3 milioane de euro la Arabi, Wesley a muncit în construcții până să dea probe la São Paulo și să ajungă fotbalist. Am lucrat cu tata la pedreiru. Interioare, lucrări. Da, lucrări cu tata. Wesley și-a făcut academie de fotbal acasă și vrea să-i scape și pe alți brazilieni de sărăcie. Pe cei mai buni promite să-i trimită în România. Cât se lasă de droguri, de pușcărie, de prostii, să fie un om adevărat. Wesley s-a crucit când a ajuns prima oară în România și și-a dat seama cât de departe e Vasluiul de București. 3 ore, 4 ore, 5 ore, Doamne ferește, mi-a ajuns, Doamne ferește. Eu, Wesley, sunt țăran. De unde tu ești, Wesley? Vasluiul, sunt țăran și gata. Brazilianul și-a făcut câte un tatuaj pentru fiecare moment important din viața lui. Tata ce a murit, asta de 80. Anul născut, da? Iuri și Iasmin, copil. Wesley a dus mici românești în Brazilia, dar n-a avut succes. În Brazilia deja eu vreau să fac mici acolo. Am făcut tot așa, mai nu e la fel. Nu e la fel. Ui, toți ei iubesc pe mici.